doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Codul rutier va suferi modificări importante începând cu 19 ianuarie. Cele mai multe reglementări care intră în vigoare la această dată vizează permisul de conducere. O noutate o reprezintă notarea pe permis a unor mențiuni și restricții pe care conducătorii auto trebuie să le respecte. Începând cu 19 ianuarie, vor intra în vigoare noile reglementări ale codului rutier. Printre cele mai importante se află obligativitatea efectuării vizitei medicale pentru reînnoirea permisului și obținerea permisului de conducere pentru scutere. O altă noutate o reprezintă schimbările care vor fi aplicate permisului de conducere. Noile permise vor conține, în plus, informații despre problemele medicale ale conducătorului auto, dacă poartă ochelari sau lentile de contact, dacă are aparat auditiv sau proteză la membre. De asemenea, pe document vor fi notate toate restricțiile pe care titularul le are la condus, cum ar fi restricție la călătoria pe timpul zilei, de exemplu o oră după răsăritul soarelui și o oră înainte de apus, restricția la călătoria pe o rază anume de la reședința titularului sau doar în interiorul unui oraș, conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului. Scopul acestor schimbări este ca documentul să corespundă modelului european. Reluarea circulației pe o stradă centrală din Giurgiu ar însemna un plus de bine pentru automobiliști. Cu șofer pe strada Mircea cel Bătrân s-ar fluidiza traficul pe o stradă vecină, unde dimineața deplasarea cu mașina este un calvar. În lipsa unui sens giratoriu în zona parcului Alei, șoferii sunt dirijați de un semafor la care așteaptă chiar și un minut până la apariția culorii verde. De puțin timp, ideea arterei pietonale create pe strada Mircea cel Bătrân se vrea amendată. Altfel spus, cel puțin în timpul sezonului rece se va relua circulația rutieră în centru. În acest sens, băncile de pe axul drumului au fost demontate. Automobiliștii vor fi astfel degrevați de misiune aproape imposibile, deocamdată fiind nevoiți a circula pe o stradă adiacentă, îngustă și sufocată de trafic, mai ales dimineața. În apropierea parcului Alei, însă, problemele par a nu fi rezolvate pe deplin. Aici, circulația este dirijată de unul dintre cele patru semafoare existente încă în oraș. Nemulțumirile șoferilor pleacă de la faptul că pe unele sensuri de mers se așteaptă până la un minut apariția culorii verde. Dacă autoritățile vor reda circulației artera central-giurgiuveană, poate au în vedere fie amenajarea unui nou sens giratoriu în zonă, fie o altă soluție. Altfel, speranțele șoferilor se leagă de o mai bună corelare a semaforului din intersecție funcție de trafic. Șoferii lăsați de polițiști fără permis își pot conduce multă vreme mașina dacă vor ataca sancțiunea în instanță. În cazul unui moped, cel care îl conduce trebuie să aibă vârsta de minim 16 ani pentru a susține un examen pentru obținerea permisului de conducere. Acestea sunt doar două dintre prevederile noului cod rutier, ce va intra în vigoare din 19 ianuarie. Potrivit noilor reglementări aduse codului rutier, mopedele sunt considerate autovehicule și pentru a le conduce este nevoie de permis de conducere. Începând cu 19 ianuarie, toți cei care conduc moped de motoscutere ATV-uri trebuie să posede permis de conducere. Ca urmare a acestui fapt, persoana care va conduce un astfel de vehicul trebuie să aibă vârstă de 16 ani, pentru a putea conduce, să meargă la o școală, să pregătească. După ce se pregătește, va susține un examen. Examenul va fi din probă teoretică și probă practică. Prin modificările aduse codului rutier, ce intră în vigoare luna aceasta, se numără și prevederea conform căreia șoferii lăsați fără permis își pot conduce mașinile atâta vreme cât își vor ataca sancțiunea în instanță. Persoanele cărora li se suspendă permisul de conducere pot merge până la recurs cu procesul, perioada în care vor circula în baza unei dovezi de circulație. Această procedură a existat și până în anul 2010, când posibilitatea de a contesta decizia primei instanțe a fost eliminată. În acest moment, un șofer care și-a pierdut permisul atacă decizia la prima instanță și mai are dreptul și la recurs, iar procesul durează luni bune. Ce alte modificări au fost aduse codului rutier puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Noi mergem mai departe. Din ciclul Giurgiuveni nemulțumiți de transportul în comun, TV Giurgiu a realizat două anchete jurnalistice pe care vi le-a prezentat în jurnalele de știri anterioare. Ați putut urmări punctele de vedere ale primăriei și societății Tracum, însă acum a venit rândul taximetriștilor giurgiuveni să-și exprime opiniile.
La sesizarea mai multor giurgiuveni, TV Giurgiu a realizat două reportaje anchetă despre autobuzele care asigură transportul în comun din oraș. Am constatat că lucrurile nu merg așa cum ar trebui, că giurgiuvenii sunt de multe ori privați de acest transport, dar pe lângă asta am descoperit și alte nereguli flagrante. Taxiurile se transformă în mijloc de transport în comun, transportă mai multe persoane deodată, fără ca acestea să aibă vreo legătură între ele, și practică tarife egale cu ale autobuzelor, adică 2 lei. Am adus la cunoștință conducerii firmei deținătoare a monopolului transportului în comun din Giurgiu tot ceea ce am constatat când am urmărit activitatea autobuzelor. Printre justificările acesteia, directorul firmei Tracum a arătat cu degetul către taxiurile care încalcă legea, susținând că acest fapt le aduce prejudicii. De când am preluat conducerea acestei societăți, un aspect care ne dezavantajează extraordinar de mult prin această activitate de piraterie în cadrul transportului public de persoane urban. Societatea noastră înregistrează pierderi constante lună de lună, care pierderi, vă spun, sunt semnificative. O estimare a noastră pe care am făcut-o în cursul unei monitorizări de aproximativ 2 luni de zile, în cursul anului trecut, în perioade diferite ale anului. De ce perioade diferite? Pentru a avea o cât mai mare relevanță. Și raportate la anii anteriori, ne-au adus o estimare de pierderi de aproximativ 200 de milioane pe lună. 200 de milioane lei vechi pe lună. Cauzate de? Cauzate de această activitate pe care, din punctul nostru de vedere, și din punctul de vedere al legislației privind transportul de persoane în regim de taxi, este o activitate ilicită. Transportul în regim de taxi pe liniile de transport public urban. Am luat legătura și cu șeful Camerei Taximetriștilor, filiala Giurgiu, care ne-a expus punctul său de vedere. Este o practică mai veche. Se datorează unor factori economici, chiar fiindcă nici taximetria nu mai merge în Giurgiu, nu mai merge orașul cum este din punct de vedere economic, se știe. Dar s-au luat măsuri, s-au dat amenzi, poliția rutieră a fost mereu alături de noi, ne-au sprijinit, mai sunt unii care încă mai practică această metodă. Ce părere aveți despre spusele firmei Tracum, reprezentanților firmei Tracum, care spun că le aduceți prejudicii mari prin această practică? Nu, astea, după părerea mea, nu sunt prejudicii, fiindcă astea sunt cazuri izolate. Se întâmplă la două stații, la piață și la Tineretului și în anumite ore de vârf, că lumea nu se plimbă tot timpul cu... Când pleacă dimineața pe la servici, care mai au servici, iar să vă dau un aspect, în București stațiile taxi sunt puse în stațiile de metro, la metro și la troleibus și la autobuz. Deci nu e impediment, asta văd eu o concurență loială. Dar dacă asta e regula, trebuie respectată. Și o să o respecte. Eu am dus muncă de lămurire cu mulți, mulți au înțeles, alții care nu au înțeles au luat amenzi, poliția o să-și facă datoria. Deci să-i mai atenționeze încă o dată, să mai ia măsuri cu ei. Reprezentantul taximetriștilor din Giurgiu recunoaște că sunt probleme, dar în același timp găsește circumstanțe atenuante în cazul multor nereguli pe care le comit unii taximetriști. În acest caz, unde-i rezolvarea? Ce a produs cercul vicios care s-a creat în jurul transportului în comun? Ce trebuie să facă giurgiuvenii să nu mai tremure în stația de autobuz și să beneficieze de ceea ce li se cuvine de fapt? Mediul este considerat în continuare de către opinia publică un moft, iar teme pe cum schimbările climatice, încălzirea globală, poluarea sau reciclarea sunt considerate mituri. Pe de altă parte, instituțiile guvernamentale ce activează în domeniul mediului fac apel către societatea civilă și îi cere implicare în proiecte. În anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu a emis un număr important de acte de reglementare, a urmărit activitatea operatorilor economici în ceea ce privește colectarea deșeurilor și raportarea situațiilor în acest domeniu. Însă una dintre activitățile întreprinse de APM Giurgiu a vizat desfășurarea unor campanii de informare și conștientizare privind protecția mediului înconjurător. Acțiunile de informare și conștientizare pe care Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu le desfășoară
să implice cât mai mulți voluntari. Și mă refer aici la societatea civilă, nu neapărat la elevii de școli generale, preșcolari sau elevi de liceu. Este foarte important să trăim într-un mediu sănătos și curat, însă va trebui cumva să ne schimbăm mentalitatea și să nu așteptăm tot timpul să ne pice din cer, să nu așteptăm numai la autorități să facă ceva pentru bunul mers al lucrurilor, având în vedere faptul că ne confruntăm cu fenomene care nu țin neapărat de noi. Dacă în astfel de activități elevii sunt cei care de regulă participă activ, ideal ar fi ca întreaga societate civilă să ia atitudine pro-mediu. Situația voluntariatului pe probleme de mediu în România este similară cu situația mediului în general în țara noastră și rezumă foarte bine relația șubredă care există între instituțiile statului și societatea civilă. Ne conectăm la internet și ne școlarizăm bibliotecarii cu bani de la americani. Județul Giurgiu a intrat alături de mai multe județe din țară în programul Biblionet, program prin care se dorește revitalizarea bibliotecilor. Din păcate, sunt și primării, 31 la număr, care nu au dorit să se implice în acest program. Mai multe biblioteci din județul Giurgiu s-au înscris în anul 2009 în programul Biblionet, desfășurat la nivel național de Fundația Bill & Melinda Gates. Biblionet este un program care presupune dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Programul vizează concret dotarea cu calculatoare cu acces public și organizarea unor cursuri de formare pentru bibliotecari. Până acum, în cele 2-3 runde pe care am reușit să le parcurgem cu etape foarte clare de derulare, am reușit să atragem în acest proiect 32 de biblioteci publice din mediul rural. Pentru ca bibliotecile să primească echipamentele necesare conectării la internet, bibliotecarii trebuie să finalizeze cursurile de formare în utilizarea calculatorului. La Giurgiu, cursurile s-au desfășurat în mai multe serii de 6-8 persoane. Dați și voi click dreapta pe o formă și inserați textul. Adăugați text acolo, da? Și când dați aici pe curs și așa, atunci, așa, nu, nu, acum tot o să mutați. Acum, Adelia, acum puteți să o măriți dacă trageți la. Dumneavoastră, unde vă desfășurați activitatea? În Comuna Colibaș, județul Giurgiu. Și ce ați învățat aici? Cum să folosim calculatorul, să deschidem o pagină, să facem, să inserăm ceva pe pagină. Deocamdată suntem la început. Vin aici pentru cursurile pentru calculatoare pe care le vom primi în scurt timp. Și ce ați învățat aici? Am învățat multe lucruri pe calculator, salvare, deschidere, fișiere, multe. Trainer sunt angajați ai Bibliotecii Județene IA Basarabescu din Giurgiu și care au urmat la rândul lor cursurile de formare din cadrul programului. Cursul ține 5 zile, de luni până vineri. Sunt lucruri elementare de utilizare a calculatorului, că mai toți ne confruntăm cu noua tehnologie informațională care ne-a invadat așa, iar în mediul rural chiar aveam nevoie. Și ținând cont de faptul că ei, ca bibliotecari, vor furniza acest nou serviciu, chiar era necesară această formare, ca ei să poată să învețe și pe cei din comunitatea locală ce noi sperăm că i-am învățat aici. Este vorba despre jumătate de miliard de dolari pentru fiecare bibliotecă. Practic, acești bani le sunt oferiți pe tavă, însă mai mulți primari din județ nu au dorit să se implice în acest program. De multe ori am întâmpinat deosebit de multe dificultăți în relațiile noastre cu anumiți primari din anumite localități care au refuzat să intre în acest proiect, un proiect destul de generos. Programul Biblionet se încheie în anul 2014, iar județul Giurgiu a primit până în prezent aproape 2 milioane de euro. Obezitatea infantilă a devenit un fenomen aproape de necontrolat. Tot mai mulți copii au cu mult peste greutatea vârstei lor, iar o mare parte din vină o au părinții. Din păcate, aceștia conștientizează prea târziu când copiii sunt deja supraponderali și cu probleme de sănătate.
În cele mai multe dintre cazuri, cauzele obezității la copii nu sunt însă de natură endocrină, ci strict alimentară. O mare parte din responsabilitate le aparține părinților. Fie că nu au timp să le gătească celor mici, fie că nu îi duc periodic la control pediatric sau nu îi îndeamnă să facă sport, părinții sunt direct responsabili de alimentația copiilor. Problema obezității la o vârstă fragedă pleacă din perioada preșcolară, atunci când părinții le dau copiilor mâncare bogată în calorii. De cele mai multe ori, însă, prea târziu, mamele și bunicile sunt cele care observă că micuții au o problemă cu greutatea. Nu am o statistică la nivelul întregului oraș, dar undeva la mine, la cabinet, sunt foarte mulți copii sau destul de mulți copii, un procent de undeva o pătrime, mergând poate chiar spre o treime, de copii care sunt clar supraponderali și un procent mai mic sunt obezi. Ceea ce e de bun augur e faptul că se sesizează mamele și bunicile în special și vin la noi cu această întrebare. Copilul meu are burtică, copilul meu are acești colăcei de grăsime în jurul sânilor, în jurul coapselor, ce-i de făcut? Culmea e că în general se sesizează mame de băieței mai degrabă decât de fetițe, deși avem și acolo cazuri. Când ajung la întrebarea dulciuri, mamele recunosc că, într-adevăr, de multe ori bunicile, mătușile le dau fel de fel de prăjituri. Un alt factor care poate duce la o creștere semnificativă în greutate este consumul de dulciuri în exces. O practică dăunătoare des întâlnită este recompensa părinților față de copii în dulciuri și alte produse alimentare. Obezitatea la o vârstă fragedă poate aduce boli cardiovasculare, artroze, diabet sau diferite forme de cancer la maturitate. Bunăstarea unei comunități este exprimată și prin tranzacțiile imobiliare. O zonă geografică în care achizițiile de locuințe îngheață sau chiar scad ridică grave semne de întrebare. Așa se face că în Giurgiu cererea pe piața imobiliarelor este aproape de zero. Dacă la nivel de țară piața imobiliară nu dă semne să iasă din recesiune, în Giurgiu această piață este înghețată de-a dreptul. Puțini agenți care mai activează în domeniu privesc lucrurile cu scepticism și îngrijorare. Oferta este bogată la toate capitolele, dar lipsește cererea, deși prețurile sunt mult sub nivelul național. Prețurile apartamentelor imobililor din municipiul Giurgiu au scăzut foarte, foarte mult în ultima vreme. Pe piața imobiliară sunt foarte puține tranzacții și datorită faptului că băncile nu mai dau împrumuturi sau dacă dau în condiții foarte grele, trebuie să ai un salariu destul de bun ca să poți obți un credit ori ipotecar, ori prin programul Prima Casă. De exemplu, în municipiu au ajuns apartamentele, garsonierele, chiar și casele la prețuri minime de 300-350 de euro pe metru pătrat. Agenții imobiliari giurgiuveni caută cu disperare soluții de supraviețuire. Dacă în perioada de boom imobiliar din anii 2007-2008 aceștia erau un jucător pe piața muncii, meseria de agent imobiliar aproape a dispărut din Giurgiu. Chiar și fără salariații care să-i ajute, investitorii din imobiliare abia supraviețuiesc. În perioada de boom imobiliar, care a fost 2006-2007-2008, în municipiu funcționau în jur de 30 de agenții imobiliare. Pentru că, normal, erau și foarte multe tranzacții în perioada aceea, băncile dând foarte multe credite la foarte multe persoane. În momentul de față, tranzacțiile sunt foarte, foarte, foarte puține și în municipiu nu mai funcționează decât 6 agenții imobiliare. Noi, ca agenție imobiliară, percepem un comision la tranzacționare de între 1 și 2%, depinde de valoarea tranzacției. Cu cheltuielile reduse, comisioane aproape de limită, dar mai ales cu prețuri de multe ori sub prețul real, piața imobiliară giurgiuveană gâfâie și trage un semnal de alarmă că nu suntem pe drumul spre prosperitate. Pe 8 ianuarie 1990 se înregistra la judecătorie primul partid din rândul celor înființate după Revoluție. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat devine în curând incomod pentru restul formațiunilor politice. După 23 de ani de la evenimentele din 90, PNCCD este fragmentat și în derivă, iar la Giurgiu lucrurile nu stau altfel.
În Giurgiu, filiala Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat este aproape desființată. În urmă însă, cu 23 de ani, la 8 ianuarie, PNCCD era prima formațiune politică înregistrată la judecătorie după Revoluție. Astăzi, partidul este fărâmițat, iar oamenilor cărora le pasă le revin doar amintirile. Eu sincer am intrat în PNCCD din datorie. M-am simțit puțin inconfortabil așa din punct de vedere psihic. Mi-am dat seama că în condițiile în care eu credeam că în România comunismul se va perpetua la infinit, țărăniștii au fost singurii care au crezut altceva și din acest motiv, zic eu, din datorie am intrat în PNCCD. Organizația municipală a PNCCD Giurgiu se confruntă cu probleme dificile, iar o revigorare a activității este dependentă de mai multe condiții. După cum se poate observa, interviul se realizează în stradă. Condițiile sunt vitrege pentru PNCCD, suntem dezbinați, orgolii foarte multe. Din păcate, testamentul politic al lui Corneliu Coposu nu s-a împlinit decât într-o mică măsură. Viitorul, sumbru deocamdată pentru PNCCD, conduce către o concluzie. Seniorul nu mai este. Ajunși la jumătatea sezonului competițional, lupii de la CSS Giurgiu demonstrează că sportul giurgiuvean are un cuvânt de spus la nivel național. Formația de la Dunăre nu strălucește în campionat, însă poate surprinde adversari mai bine cotați. CSS Giurgiu a încheiat prima jumătate a sezonului regulat în Liga Națională de Basket Masculin cu 5 victorii și 10 înfrângeri, ocupând locul al 12-lea în ierarhia la zi. Acesta este cel de-al doilea sezon al echipei de la Dunăre în primul eșalon basketbalistic al țării. Antrenată de către Chris Tărel, formația giurgiuveană a pornit la drum în sezonul 2012-2013, având un lot de jucători în care selecția străinilor a fost încredințată tehnicianului american. Acesta a organizat un camp pentru jucători în cursul verii trecute în Texas. De aici, el și-a ales jucătorii, păstrându-l în același timp pe Brian Burrell, un jucător decent ca precizie și foarte serios din sezonul precedent. Niciun alt străin al echipei de la Dunăre din sezonul 2011-2012 nu a fost păstrat în noul sezon. Cu noua echipă, modificările față de sezonul precedent, consemnându-se exclusiv la nivelul jucătorilor străini, Giurgiu a pornit la drum cu un parcurs surprinzător, în care a depășit două echipe din play-off-ul precedentului sezon, în drum spre câștigarea turneului de cupă de la Dobrești. După victoriile asupra celor de la CSM București și UMO Bihtel Cocluș, formația pregătită de singurul antrenor american ce activează actualmente în România, a început bine și campionatul. S-a luptat de la egal cu Mediașul pentru victorie, a câștigat acasă meciul împotriva celor de la BCM Pitești, deținătorii Cupei și Supercupei României în sezonul precedent. S-au consemnat câteva rezultate pozitive, dar echipa a avut parte și de o serie negativă de rezultate. Cea de-a doua parte a campionatului stă să înceapă. Lupii vor disputa miercuri 9 ianuarie cu începere de la ora 18, meciul împotriva celor de la Gazmetan Mediaș. Dacă procesul de integrare a noilor achiziții va decurge lin, atunci CSS Giurgiu ar putea continua să fie un adversar dificil pentru orice echipă din Liga Națională, iar prin stilul abordat, CSS Giurgiu poate continua să facă surpriză. Le dorim multă baftă și forța CSS! Să vedem acum ce vești ne aduc meteorologii pentru ziua de miercuri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va menține rece și miercuri chiar geroasă în cursul dimineții. În prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe în regiunile sud-estice. Vântul va sufla mai intens și va accentua senzația de frig. Cerul rămâne pe tot parcursul zilei mai mult noros. La amiază, temperaturile vor fi cuprinse între minus 1 grad și 2 grade Celsius. Tendința apelor Dunării la Giurgiu sunt în scădere cu 1 până la 3 cm, cota probabilă fiind de 229 cm, iar temperatura apei nu va depăși 2 grade Celsius. Iar acum la final avem pastila zilei.
Viața bate filmul, filmul e bătut de critică și de spectatori. Filmele noastre sunt însă felii de viață, viața trăită după reguli sau în afara lor. Pentru cei ce vor să trăiască în ordine cu ei și cu semenii, există un îndreptar, un soi de gramatică. Lecția din seara aceasta este punctul. Punctul pe I, emisiunea realizată de Mariana Brăgaru. Știrile se încheie aici, rămâneți cu TV Giurgiu, imediat după jurnal puteți urmări o ediție specială, iar apoi emisiunea Punctul pe I, realizată de Mariana Brăgaru. Invitați sunt viceprimarul Alexandru Vradu și city managerul Emil Vucă. Eu sunt Nicoleta Pană și vă doresc numai bine. La revedere!